Antrenorul de aur al boxului hunedorian, Ilie Captari, a primit ieri titlul de cetățean de onoare al municipiului de Pecerna, distincția fiindu-i acordată de către primarul Viorel Arion. Faptul este să felicităm pe Ilie Captari, spun eu în primul rând. Mai mult decât atât, antrenorul Ilie Captari, precum și campionul mondial la box, Cosmin Gârleanu, au fost răsplătiți de către autoritățile locale cu un premiu substanțial în valoare de 20.000 de lei pentru rezultatele deosebite obținute în domeniul sportului. Premiul în bani va fi acordat într-un cadru festiv la Castelul Corvinilor. Vizibil emoționat, Ilie Captari a primit cu mândrie titlul de cetățean de onoare, spunând că va lupta mereu pentru țara lui. Primul rând vreau să vă mulțumesc pentru onoarea de ce mi-a acordat-o. E într-adevăr o recunoaștere a muncii mele și chiar vă mulțumesc. Ce pot să vă spun decât că în munca mea ce m-a ghidat pe mine e faptul că munca face diferența între campion și gloabe. Deci eu îi consider pe cei care sunt campioni, cei care adoptă munca, cei la care munca nu le displace. Cei care vor să facă ceva în viața asta, o fac doar prin muncă. Ceilalți nimeresc și ei într-o conjunctură, eu știu, favorabil sau mai puțin favorabil. Lucru pe care îl fac. Cetățeanul de onoare al municipiului Hunedoara, Ilie Captari, este președintele Asociației Județene de Box Hunedoara din anul 2002, iar din acest an este și antrenorul lotului național de juniori. În septembrie, antrenorul a participat la campionatul mondial de juniori de la Sankt Petersburg din Rusia, unde elevul său, Cosmin Gârleanu, a obținut locul întâi.